Ziua, eu sunt Camelia și astăzi vă prezint această rețetă de lasagna. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Ragu, mozzarella, 300 de grame de mozzarella, așa, 100 de grame de parmigiano. Aici am foi gata preparate pentru lasagna și beșamela făcută cu un cup de unt și două linguri de făină și lapte cât este necesar ca să avem această consistență. Așa. Și să începem. Deci ragul am făcut din circa 750 de grame de carne, un morcov destul de mare, țelina, două frunze mari de țelina, cam așa, și ceapă, o ceapă potrivită, așa că să o ținem în mână. Am prăjit țelina cu ceapa și cu morcovul, cu puțin ulei, apoi am adăugat carnea, 750 de grame de carne de vită. După ce le-am prăjit așa puțin, am adăugat un pahar de vin. Am lăsat puțin să fiapă și apoi am adăugat sucul de roșii. Și lăsăm să fiarbă până este gata. Și acum să punem eu într-o tigăiță, puțin așa ca să nu de la lumină, într-o tigăiță eu am să pun puțin sos de ragu, așa, și am să pun aici pe masă acum. Așa. Îi pun un pic de sos. Apoi am să pun o foiță așa de, și am să rup partea de aici, așa. Și acoperim unde ne rămâne liber. Așa. O să punem puțină compoziție de ragu și întindem așa bine. Întindem bine ragu. O să punem și puțină beșamela. O să pun și puțină beșamela. Vedeți, eu am făcut aici puțin dintr-un cup, cam cât o nucă de unt, cu două linguri de făină și lapte cam cât cuprinde, ca să iasă, ia uitați așa, să fie. Și întindem așa aici peste, amestecăm cu carne, așa, puțină beșamela. Așa. Se amestecăm așa peste tot. Acum o să adăugăm mozzarella. O putem tăia cubulețe sau o rupem așa pur și simplu cu mâna. Și o punem așa bucățele peste. Nu știu dacă se vede. Așa. Și o așezăm așa peste. Ia uitați. Apoi o să punem și parmigiano sau parmezan, cum se spune la noi. Sau brânzică. Putem pune și cașcaval. Și brânzică o putem pune după placul nostru și ce avem în casă. Vedeți ce bun este. Așa. Am pus o jumătate de mozzarella. Acum am să pun și parmezan. Ia uitați așa peste. Așa. Punem așa peste tot. Așa.
să-l coperim cu altă foaie. Este și ceapă toată. O rupem așa și o punem așa deasupra. Și o să adăugăm restul de carne tocată. De carne tocată, restul de ragu. Așa bine pe deasupra. Așa. Punem tot. Și întindem așa bine. Terminăm cu mozzarella și cu... să amestec așa bine beșamela cu ragu. Așa. Deci ăsta este ultimul strat, stratul de deasupra. Așa. Acum punem mozzarella. Punem așa peste tot. Și acum punem restul de parmezan care ne-a rămas, punem așa peste tot. Așa. Ia să întorc așa ca să pun peste tot. Cam 110 grame de parmezan mi-a intrat. 110-120. Uitați ce bunătate. Așa, așa peste tot. Asta este rețeta mea. Uitați. Acum eu o dau la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Este gata, ia uitați ce bunătate, un deliciu. Este gata. Acum o scoatem din cuptor și o lăsăm să se răcească. Și poftă bună! Lasagna este gata, ia uitați. S-a răcit puțin, am scos-o din cuptor și s-a răcit puțin. Să tăiem și să vedem cum arată și interior. Așa. Ia uitați ce bunătate. Așa. Lasagna. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!